Hai să-ți spun ce se întâmpla pe 21 mai, acum 89 de ani. În 1932, Amelia Earhart devenea prima femeie care traversa în zbor fără escală Oceanul Atlantic. Pasiunea americancei pentru zbor a început în 1920, atunci când s-a urcat pentru prima dată la bordul unui avion. Cucerită, Amelia și-a cumpărat un biplan american cu două motoare, așa numitul Kinner Airstar, iar doi ani mai târziu a obținut și licența de pilot. I took off the famous Harbor Grace runway at dusk, about 7:30, I believe. I flew for a couple of hours while sunset lasted, and then two more hours as the moon came up over a bank of clouds. I had fair weather for 4 hours. Earhart voia să demonstreze că și femeile pot stabili performanțe în aeronautică. După doar un an de la celebrul zbor al lui Lindbergh, peste Atlantic, Amelia a vrut să-i calce pe urmă. În aceea zi, ca și Charles, 20 mai, i-a plecat din Newfoundland, Canada. 15 ore mai târziu, ateriza în Irlanda de Nord. Pe 2 iulie 1937, ea și avionul ei dispăreau în Oceanul Pacific. I cruised inland until I found a suitable pasture. I landed there after frightening all the cows in the neighborhood and rolled up to the farmer's front door. Who was the first person you saw? The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard. Tot pe 21 mai, dar în 1897, s-a născut Smaranda Brăescu, prima femeie pilot din România, campioană europeană și mondială la parașutism. A pilotat avioane sanitare în primul război mondial, iar în mai 1936 devenea prima femeie care traversa Marea Mediterană, fără escală, într-un avion cu un singur motor. Primul bărbat fusese francezul Roland Garros.